ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la o nouă etalare! Astăzi vreau să vă invit la o etalare interactivă pentru acest weekend. Ce face persoana dragă nouă în acest weekend? Se gândește la noi sau nu? Își dorește să fie cu noi sau nu? Sau efectiv, ce face această persoană dragă la care noi ne gândim în acest weekend, da? Etalare valabilă numai pentru weekendul acesta, pentru ziua de 8 și 9 februarie, dragii mei. Etalare scurtă, interactivă, între cele trei pietre aveți de ales: piatra bleu, piatra maro și piatra verde. Vom începe, bineînțeles, cu cei care ați ales piatra bleu. Haideți să vedem ce face persoana iubită. Gândiți-vă la ea în acest weekend. Ce face în acest weekend? Ok. Au sărit aceste cărți. Văd așa, își dorește, s-ar putea ca din primăvară, câțiva dintre voi să nu mai fi fost împreună, vă admiră de la distanță, fie unul dintre dumneavoastră ați plecat pentru că a trebuit să plecați, nu a existat, să spun așa, conexiunea necesară pentru ca această relație, din păcate, să dureze. Vă admiră de la depărtare, sunteți o persoană potrivită, dar ceva a existat între voi doi care a făcut în așa măsură încât să abandoneze această relație sau să abandonați această relație. Cineva a avut alte vise, o nouă, o altă dorință de îndeplinit, altceva de făcut înainte ca această conexiune să poată să dureze în timp, să poată să se înfilipeze, să poată să existe, să poată să ia naștere în ghilibele. Încă nu este tras la această conexiune, se gândește la dumneavoastră, se gândește că ar fi putut fi compromisuri sau să fi făcut compromisul de a rămâne în relație, dar e ca și cum l-ați fi împiedicat sau v-ar fi împiedicat să mergeți mai departe. Se gândește foarte mult la dumneavoastră, da? Există acest bărbat care gândește la această femeie sau o femeie se gândește la acest bărbat ca fiind sufletul său perechi. Există foarte multă nostalgie, foarte multe amintiri plăcute în ceea ce privește această relație, dar din păcate văd o persoană axată foarte mult pe lumea materială și care este implicată într-o relație karmică cu un alt partener sau familia, poate să fie pur și simplu o pietică între voi doi, dar cineva a avut cu totul alte așteptări de la viață sau de la ceea ce vrea să facă și nu s-a legat această conexiune. Însă nu totul este ruinat, dar deocamdată să știți că persoana respectivă are alte planuri, se gândește foarte mult la partea materială, nu se gândește ca dumneavoastră să aibă, vedeți, să aibă, dar vă iubește, vedeți, vă iubește, se gândește la iubirea care i-ați purtat-o, trist, da? Pentru că ați fi putut face un cuplu minunat. Dar, din păcate, a trebuit să abandoneze, probabil datorită și unor tradiții, unor obiceiuri. Ceva s-a întâmplat aici, în mintea acestei persoane, încât și-a tăiat aceste, cum să spun, aceste trăiri, dar le gândește. Chiar dacă dumneavoastră aveți impresia că nu se gândește la voi, se gândește cu siguranță, se gândește la momentul în care a plecat, la despărțirea pe care ați avut-o, la momentele frumoase petrecute împreună, la faptul că puteți fi împreună și să fi făcut acest compromis, dar a știut că la un moment dat, chiar dacă ar fi făcut compromisul de a fi cu dumneavoastră, s-ar fi terminat această relație.
relație, nu ar fi fost, nu ar fi ieșit nimic bun din această conexiune și a decis să taie cordonul umbilical și să meargă mai departe. Simt parcă a plecat chiar și într-o altă țară sau deja este în altă parte, pentru că simt o distanță fizică între voi, dar este dragoste, este iubire. Iar dumneavoastră știți că această persoană va iubit, vedeți? O iubire pură, iubire pură, dar există șanse mici pentru ca în unele cazuri această persoană să revină în martie, aprilie sau mai, dar depinde, energiile se pot schimba și oricând situația se poate răsturna, dar pentru moment persoana respectivă se gândește, este nostalgică vis-a-vis de clipele frumoase petrecute împreună, de acele momente intime, acolo unde au fost și așa mai departe, foarte, foarte frumos, însă are altă viziune despre viață decât a dumneavoastră sau părinții săi sau și așa mai departe. Dacă este implicat o altă persoană, pentru că v-am zis că există un partener karmic în unele cazuri. Piatra Maro și talarea numărul 2, dragii mei, ce face persoana iubită în acest weekend? Ce face? Bineînțeles, puteți revedea această etalare ori de câte ori aveți nevoie ca să înțelegeți ce s-a întâmplat în mintea acestei persoane după, după despărțire sau după ce v-ați cunoscut, da? Dacă sunteți încă împreună și lucrurile nu merg bine, pentru a putea înțelege ce aveți dumneavoastră de făcut. Haideți să vedem. Arătați energia persoanei la care cei care au ales etalarea a doua se gândesc. Energia acestei persoane este foarte puternică, persoana aceasta este determinată să meargă mai departe de una singură. Ar vedeți, se va întoarce la această femeie. Dacă e un bărbat care a plecat, se va întoarce la femeia pe care a abandonat-o, a avut lecții anumite pe care le-a primit în viață, o energie feminină, dar vedeți, va fi un nou început. Va fi nou început. Cineva este un model. Simt că această femeie a oferit sau a primit foarte multe lecții de la viață și rămâne un model pentru persoana la care se gândește. Sunteți un model, nu mai vreți această persoană, v-ați regăsit pe voi, vă doriți un nou început. Persoana la care vă gândiți v-a distrus un pic viața, v-a lăsat într-o singurătate extraordinară de grea care v-a pasă în acest moment, de fapt care v-a apăsat pentru că văd că ați trecut, v-ați eliberat, sunteți deja eliberată de această persoană. Veți avea un nou început, pentru foarte puține cazuri veți accepta ca această persoană să se întoarcă din nou în viața dumneavoastră. Atenție însă, pentru că există o doză de manipulare, există o familie poate care se va destrăma dacă persoana respectivă va reintra în viața dumneavoastră. Nu știu de ce simt acest mesaj, vi-l spun. Dumneavoastră știți pentru cine și dacă vi se potrivește, există șansa ca să fie cineva implicat deja într-o căsătorie și să-și dorească un divorț. Există șansa ca după întoarcerea acestei persoane să vă dați seama cine sunteți, ce vă doriți și că nu este persoana pe care v-ați dorit-o și veți încerca să vă refaceți. În orice caz, vibrația dumneavoastră este mult mai puternică decât această persoană. În unele cazuri, puține, sunt anumiți copii implicați. În orice caz, dumneavoastră vă doriți noi începuturi. Persoana care a plecat din viața dumneavoastră, a ieșit din energia dumneavoastră, să spun așa, pentru că acum dumneavoastră sunteți la un nivel vibrațional mult mai înalt decât aceasta sau acesta.
a crezut că poate să aibă noi începuturi fără dumneavoastră, a crezut că poate să învingă orice și a urmărit un vis și a urmărit o dorință. Nu, din păcate nu. Și v-a dat seama că a luat-o pe un drum greșit și că de fapt dumneavoastră sunteți ceea ce întotdeauna a căutat. Când va reveni, va fi prea târziu, iar în weekendul acesta se gândește la cum ar putea să vă recupereze, dar nu știu cât dumneavoastră veți accepta această persoană. Vă așteaptă să vă întoarceți. Mulți dintre dumneavoastră ați decis să abandonați dumneavoastră această conexiune și nu persoana respectivă. Și vedeți, așteaptă să vă întoarceți la el sau la ea, așteaptă această întoarcere, dar nu cred că dumneavoastră vă veți dori să vă întoarceți la această persoană sau ca această persoană să revină în viața dumneavoastră. Va exista separare dacă această persoană va reveni, pentru că nu sunteți, vă veți da seama că nu sunteți pe aceeași undă, da? Același nivel vibrațional. Există o conexiune puternică, dar nu știu dacă persoana respectivă este gata să îmbrățișeze această conexiune. Veți fi mult mai puternic sau mai puternică decât el sau ea, însă vă așteaptă să vă întoarceți. Dacă noastră sunteți cei care ați plecat, vă așteaptă. Așteaptă această întoarcere a dumneavoastră. Haideți să vedem, nu poate trăi fără voi, da? Haideți să vedem varianta a treia și piatra verde. Gândiți-vă la persoana respectivă, ce face în acest weekend. Ce face în acest weekend această persoană? Ok, wow, rapid a fost. Sunteți separați, văd în prezent. Sunteți implicați, cred că fiecare, într-o relație cu parteneri karmici, care sunt barieră în prezent între voi doi. Persoana respectivă, dumneavoastră, parcă simt că voi sunteți cei care ați abandonat această relație pentru că ați găsit oportunitatea de a vă elibera de această conexiune. Însă, din păcate, el sau ea nu poate trăi fără dumneavoastră. În vară va veni cu o ofertă clară, precisă. În weekendul acesta nu poate să doarmă. Nu poate să doarmă, se gândește foarte mult la dumneavoastră. Primește anumite semne, încearcă să se vindece, încearcă să vă scoată din minte, încearcă să vă scoată din energia sa. Însă sunteți... Nu știu dacă veți accepta această ofertă din partea acestei persoane. Fie dumneavoastră, fie această persoană are copii. Ceva v-a deranjat pe dumneavoastră în legătură cu copii. Dar ați fost deranjată de o problemă legată de copii, iar acest lucru v-a făcut să vă întoarceți la 360 de grade. Dar va veni cu această ofertă, nu poate să stea fără dumneavoastră. L-ați blocat pe rețele de socializare, văd aici. Vă spune că, wow, este pur și simplu blocat, nu mai poate să funcționeze. Uitați-vă și dumneavoastră aici, nu mai poate să funcționeze fără dumneavoastră. Nu poate să funcționeze în această separare. Vedeți, e blocat sau blocată. L-ați blocat chiar și pe rețele de socializare, e împodmolit într-un vârtej care i-a luat mințile. Nu doarme noaptea. Nu știu ce i-ați făcut acestei persoane. Vedeți, dumneavoastră ați avut liberul arbitru să decideți această separare, dar nu este definitivă. Însă există această separare. V-ați dorit, da? Uneori ați... Nu știu de ce, câțiva, nu că v-ați dorit, dar ați spus mai bine rămân separat, separată,
dacă persoana respectivă este prea egoistă. Câțiva v-ați spus lucrul ăsta. Și vedeți, i-ați făcut zile amare. Zile amare, iar weekendul acesta va fi extrem de dificil pentru... Fie vă trânați în weekend, seara, noaptea, foarte greu, foarte greu pentru această persoană. S-ar putea ca unul dintre noastre să fie născut toamna, iar celălalt vara. Dar foarte greu, dragii mei, foarte greu. Nu veți scăpa de această persoană, pentru că încearcă să vă readucă, să vă ofere ceva. Încearcă să vină cu o ofertă la dumneavoastră și s-ar putea să cedați, pentru că această separare nu este definitivă. Există acest partener karmic care stă între voi doi. Dumneavoastră i-ați creat această barieră datorită, așa cum am spus, unor copii, dar să știți că foarte, foarte, foarte multă tristețe este în sufletul acestei persoane din cauza acestei separări. Nu mai poate funcționa, dragii mei, nu poate să... Nu, sunteți ca oxigenul sau nu poate să respire fără dumneavoastră. Serios vorbesc, nu simt această energie, da? Dar vedeți, dumneavoastră, v-ați regăsit pe voi. V-ați regăsit pe voi și ați decis acest lucru. Voi ați decis acest lucru, să tăiați această conexiune. Dragii mei, mulțumesc frumos că m-ați urmărit. Sper să fie aflat elemente interesante. Vă doresc tot binele din lume, să fie așa cum dumneavoastră vă doriți. La revedere!